Bună dimineața și de data asta este un pic mai dimineață, este 9 și un sfert. Și bine, m-am trezit la 7 și un sfert, atunci am alarma. Nu de alta, dar la 8 trebuie să-i dau lui ăla niște chestii și după aia să mănânce, adică niște picături așa înainte de masă. Că are 3 în tratament, are 3 lucruri și toate sunt la 12 ore. Și am la 8, 9, 9 jumate ca să fie nici prea devreme, nici prea târziu seara. Și să fie și o pic de distanță între ele, să nu fie una după alta. Și, da, mă rog, are aerosol, niște spray și niște picături, atât, de nas. Am fost cu ea la orele și a spus că are polipii mari și că de-abia mai are loc să intre aerul pe lângă și că trebuie să-i scădem cu, să încercăm, mă rog, tratament. Bine, știu că anul trecut a mers de fiecare dată, doar că mi-e frică să nu fie și anul ăsta la fel. Da. Trecem peste, deci, mă rog, tratamentele alea. Acum fac și eu cafeaua. Ne-am uitat, bine, și o să mă uit cât îmi beau cafeaua, cât îmi e pe dragul și pe la cumpărători. Am uitat la video-uri din alea de la tipe japoneze care gătesc ele și rejează masa aia frumos. Că mă uit acolo pentru că ei gătesc cu legume multe și pe lângă dacă așează frumos toate chestiile alea acolo. Și de asta am nevoie de inspirație pentru că trebuie să gătesc, dar pur și simplu nu nimic. Deci n-am, bine, n-am. Am făcut acum niște melcior cu lapte dimineață ca să mănânce Ela. Hai cafea, hai cafea. Stau eu lângă ea. Că gata, să nu dea foc, am oprit-o. Ce ziceam? Da, că am făcut melcior de ăștia cu lapte ca să mănânce ea dimineață și mai am în frigider, am niște varză de Bruxelles, am varză, adică așa. Chestiile astea de aici sunt niște burgeri tentativă de-a mea făcut vegan, foarte bun la gust, doar că nu se prea ține. Da, hummus pe acolo, țelină, deci am varză de Bruxelles și vreau să mă folosesc de chestiile alea, bine, că varza aia o să-mi fac la cuptor. Ceva. Să știi că mi s-a întărit osul. Foarte bine, mami, le pui la jucării. Ce se întărește și arată bine la plastilină, pui să gătesc de joși mai târziu cu ele, da? Da. Da, și de asta trimiți aia ceva să facem. O să mă uși prin congelator să văd exact ce și s-a mai golit și ăsta, adică era plin pe acolo, nu mai este. Nici însertarea nu mai e plin. Mă inspir un pic și după aia văd ce fac. Nu o să fac fix alea, da? Dar așa e idei și eu fac cu ingredientele pe care le-am eu în casă. Nu... Dintre toate, bine, nu am bunurit așa foarte multe canale, dar dintre toate, de fapt, având în vedere că stau după rapid să vorbesc mai încet, dintre toate canalele pe care eu le-am urmărit cu preparate din astea, în Japonia, sau cred că de la ei sunt de fapt așa, cel mai mult îmi place canalul ăsta, în primul rând, pentru că are și ce în engleză și pot și eu să înțeleg ce zice și ce face acolo. Aceeași rețetă, dar am făcut și eu lui la French Toast cu câteva seri. Ca să am zis că are niște picături la înainte de masă și mâncare așa, zic, băi, fac ceva și i-am făcut câteva d-astea și era ce, dulce, și bă, bun, poți să mănânc una, mai, poți să mănânc una, bine, arată așa, niciun caz, arată amă. Și am mâncat tot ce vreau. Ideea care eu nu l-am făcut foarte dulce, adică am pus un pic de zahăr. Aici pe cafeaua. Bineînțeles că trebuia să-i facă aerosolul elei înainte să plece de acasă și nu i-am făcut. S-au întors acum de la cumpărături și pot să se spele pe mâini și repede să vină aici. Așa, 2,5 din ăsta și una bucată fiolă din ăsta. Din gentamicin. Da. Asta are la ăsta.
Nu prea reușesc cu mâna stângă. Și gata. Da, deci cumpărături pe aici. O să le iau. Acum am. A luat un dosta. Ca să coloreze domnișoara. Doar că eu aș vrea să bag astea la cuptor înainte să mă puc de ale, să le așez. De fapt, las că le bag după, că eu nu mănânc acum. Și mâncare, deci fac și acolo supă. Și aici am făcut o fasole și o să mă apuc acum să mai fac în funcție de ce a cumpărat. Așa, pe lângă asta, lui Eluț, blocul meu de activități, sincer să fiu, eu n-am crezut că e numai de colorat când zici de activități. La nene, adică nu am citit aici, conține 28 de planșe de colorat, drăgălaș. Eu am crezut că o să fie cu și cu alte chestii. Mă rog, nu contează, așa. I-am luat, Dragoș, și chestia asta, cu care se pot șterge, nu știu exact ce e. Și asta ne trebuia pentru că am cam consumat toată plastelina făcând chestia. Acum va trebui să facem ordine pe aici, că avem de-astea floricele, dinozauri și alte lucruri. Da. Ce? Ce? Să mă uit dacă e gata? Da. Atâta timp cât încă îți iese abur, nu este gata. Am și un bun așa. Eu știu. Eu cumva știu de fiecare dată când îl trimit pe Dragoș, când semnez singură nu consecință, de la sentința, așa. Dar, bineînțeles că a cumpărat alte chestii pe lângă ce i-am zis și multe. Dar avem, ia, piept de porc feliat, 16,90 bucata, a luat 3, nu voiam 3. După aia, aba nu, este 16,90 kg, da, și am 1,450,97,97, deci s-au diferite. Inele de calamari n-a luat, astea sunt alea care mă interesau pe mine, este, ia să vedem, 17,99 bucata. Ușa, pâine cu cartofi 8,79, spray ulei de măsline 15,99, astea le-am vrut, de la lapte de ăsta 5,79 bucata, așa am luat 3, dar nu mai avea loc pe masă. Cutia de fișe, de fișe educative 24,99, setul de plastilină 34,99, blocul de desen 27,99. Apoi 10 o care, a, cred că alea le-a dus fix în frigider. 8,49, piepte de rasă dezosat 49,99 kg și a luat două bucăți. Figurine d-astea Wiz World, adică tale. Am mai luat și de alea pe bucata. Bacon de porc, 2,99 €. Ăsta, cred că este. Bacon afumat, 9,99 €. Ăsta. Deci, ăsta așa. Sos pentru paste. 3,99 € erau astea de la Combino, că erau la ofertă și sunt bune. Și am zis să-l ia câte două din fiecare. Și mai are unul la 6,99 €, care cred că este acesta. Acela este, da. Bun, mai departe, unde am rămas? Creveți Fabio. Ah, castraveți, doamne, creveți Fabio, castraveți Fabio. Deci eu am citit creveți Fabio și era 1,99 € bucata. Ce creveți sunt aia? Da, deci de asta, castraveți. Cartofi dulci 4,99, adică ăștia care nu-i vedeți în punga aia acolo, 4,99 kg. Cartofi pentru prăjit 2 kg, adică ăștia, sunt 7,99. Cubulețe din șuncă de porc, 13,99. Bun, deci astea sunt cumpărăturile. Da, deci astea sunt, aici am de-astea cu
Deci ăsta galben e cu legume, ăsta este cu basil și ăsta e arabiata. Și să știți că ăla mai avea un bolognez, deci a zis că n-a găsit și de asta l-a luat pe astea două în plus. Ăla al patrulea, chiar bun, deci chiar bun. Așa, da, o să le bag pe astea repede pe unde trebuie și o să-mi opresc din fiecare chestie câte ceva pe afară ca să le pregătesc. Da. M-a băgat și eu la spălat. Nu mi-am terminat cafeaua. Mai iese abur, nu mai iese abur, nu? Ok, atunci s-a terminat. Bine, puneți bentița, hai. Puneți bentița că îți vine părul în ochi. Da, bun. Să-l... Acum o să pun niște apă la fier ca să opăresc chestia asta. Adică aici. Și... ar trebui să fie aici suficientă decât să încălzesc. Deci e dezastru mare ce e pe aici. Asta s-o pun la loc. Asta trebuie să duc în balcon. Asta cred că o să duc și pe asta și o să bag la congelator. Îmi lasă cât două bucăți afară și restul le congelez. Sper să fie ok. La fel, pe aici trebuie să pun că am făcut ieri cu astea și... și da... din asta ar trebui să o gust, să văd dacă e ok. Că fiartă, cred că e. Mi-a trimis o prietenă niște poze de la CCC cu produse de-astea Harry Potter. Am văzut, mă rog, niște fesuri, ghiozdan și geantă. Dar mi-a plăcut și ghiozdanul cum arăta și geanta respectivă. Așa că, acum, ne ducem să vedem dacă sunt sau nu și dacă sunt drăguțe și dacă sunt bune și... geant Harry Potter. Da. Nu de alta, dar eu mi-am luat geanta aia pentru mine și Ela mi-a sustras-o. Așa că... roșu una. Nu? Și astea sunt mai sport, așa. Nu, o să o băgăm în ghiozdan ăsta, da? Dar nu e sete de-abia. Ce, sete de-abia? Da. E sete de-abia, auzi. Hai, bea. Și așteptăm să se îmbrace și tati, pentru că noi ne-am echipat foarte repede. Foarte, foarte, foarte repede. Ca un vulger de noi, care da. Aduce curcubeu. Care aduce, da. Ne-am pregătit, suntem, yes. Let's go. Și am văzut când căutam eu să văd dacă s-a deschis magazinul Bath & Body Works din Băneasa, am văzut că este și în Afi. Și bineînțeles că ne îndreptăm în direcția respectivă. Așa, să mirosim și noi ceva. Ce să mirosim? Niște lumânări. Oh. Ne-am întors. Am fost puțin dezamăgită pentru că am ajuns în AFI și CCC-ul este închis. E în renovare și, mă rog, asta este. Dar, bineînțeles că am fost la Bath & Body Works și, de capul meu, au fost mai multe care mi-au plăcut cum miros, dar mi-am luat două. Am zis, băi, mă duc și odată, m-am băgat, dar sunt toate. Hai, 90%, nu chiar toate, să nu exagerăm. Dar da, mi-am băgat nasul pe acolo. Și eu ultima oară când am luat de pe Notino erau la 140 de lei una, ceva de genul.
Bineînțeles că eu am luat alea la care erau gen la reduceri la 110-120, ceva de genul. Și asta aici, atâta e una, 120 și alea mari cu 3 fitiluri, celelalte nu știu sigur cât sunt. Dar pasta pa doua o luai cu 90 de lei, că am dat 210 lei pe două. Da, știu, este o sumă pentru a da pe lumânări, pe chestii pe care le arzi. Este undeva la aceeași chestie, nu pot să pun chiar pe același loc cu țigările, că ai acolo tot bani arși sunt. Că alea îți afectează sănătatea, strică tenul, așa, dar, da, oricum, astea mă vor ține mult timp, sunt happy că am fost, la problema este că ei, din ce știu eu, în ianuarie, când sunt reducerile alea, aveau niște reduceri din astea mari. Dacă se va întâmpla, în ianuarie mă voi prezenta acolo, mai ales că acum a venit vremea în care tot ar... Cred că zilele astea, de fapt zilele astea, de când am scos, că țin însărtat, am ținut pe timpul verii, am dat așa decât la nevoie, sau mă rog, la nevoie, când simțeam nevoie. Nu că era o nevoie cum ar fi când... Acum vreo 3 zile când am făcut pește și mirosea în casă într-un mare hal și am scos repede o lumânare. Bine, pe lângă că am deschis geamuri și așa mai departe, am aprins o lumânare de aia să miroasă altceva. Și cred că în fiecare zi am dat foc la o lumânare, vreau să spun, da. Pumpkin spice latte. El are o ciocolată caldă, toate sunt cu lată de ovăz. A avut și Dragoș, cred că mai are atât Ana lui. Bine, sincer să fiu, le-am cam schimbat, doar că e aceeași chestie în ambele, deci da. Până să Starbucks, mai întâi ne-am oprit la North Sea, pentru că, mă rog, am zis că o tăiem pe acolo și a văzut el, să luăm și noi ceva de aici, și ca de obicei a avut creveți și cu orez. Mi-am luat și eu, doar că nu mi-era neapărat foame. Am gustat așa un pic, mănânc mai târziu. Adică domnișoara are acolo creveți. Și cu orez, ăla e orezul ei preferat. I-am luat și de la Starbucks o brioșă cu smeură. Am luat și pentru noi coafine și am mâncat eu una. Dar asta este orezul meu și n-am putut să... Și pasta am terminat-o cam cu greu, dar am terminat-o. Și cum ziceam, cafeaua mea mai am suficient în ea. O să mă duc să fac unghiile pentru că s-au dus vârfurile și acum se rup mai repede. Și mă duc să mai bag o mașină la spălat. Iar acum este 5:30. Ah, și că tot veni vorba de timp. Am comis-o. M-am tot uitat în ultima vreme la niște ceasuri și am vrut și eram dar vreau. Și am vrut. Am intrat ca să-i arăt lui Dragoș ce aș vrea să-mi iau și mi-a luat G-Shock. Se numește. Adică asta, am zis 5:30?
Că e ceasul? Nu, 6:30. 6:30. El a dat mă la ceasul tău. I-am pus și la el baterie. E 5:30. Înseamnă că mi l-a potrivit greșit. Așa. Deci... Păi asta înseamnă 5:30. Deci eram așa că nu mai știu să... Oricum, va trebui să umblu acum ca să văd exact cum trebuie setat, pentru că are multe chestii. Nu mai are chestia pe aici, adică are, mă rog, step tracker, unde ăsta, și mai... Trebuie să văd exact cum să-l setez. Cum se fac, cum se face, nu știu, mă rog, pare Bluetooth, ceva. Da. Mami? Da, e pe aici. Mami? Da, mami. Vreau să-ți spun ce vreau. Vreau să vedem ce e cutia de plastilină. Sigur. Așa. Bun. Păi, ce să fie? Plastilină. Oaie este. Mai întâi termin de mâncat, de... Uite, n-ai făcut ordine aici. Trebuie să faci ordine, da? Da. A, și după ce faci ordine, ștergi pe acolo, după aia mai facem ceva. Până nu. Ok. Deci, da, să-l setez și mi-l pun la mână, adică nu mai... Mie îmi plac. Mie îmi plac foarte mult ceasurile și am zis că nu mai îmi cumpăr ceasuri și ăsta, să fim sinceri, este al treilea pe anul ăsta pe care îl cumpăr. L-am luat pe ăla de la Mavut, cred că ați văzut unul bleu. L-am luat de la Avon, ceva 60 de lei, 70 de lei. Ăsta a fost... atât a fost. Da. Și... am mai luat încă unul, a fost unul verde cu auriu, cu trifoia și ceva, tot de la Avon, tot undeva 60 de lei. Pe alea le-am dat lui mama, că era cu auriu, iar eu port argintiu, gen. Ăsta, acum este un rose gold pe aici. Așa, da, astea le-am primit de la Bath & Body Works, Sweet Pea Cream in the Stars. Cream, body cream, cred că este, bă, cream. Unde? Aici este. Deci ăsta. Pe ăsta l-am purtat și eu pe vară. Și apoi l-aș fi purtat pe ăsta, care este tot de la Avon și este silicon. Și nu are baterie. Mai am unul ăsta tot de la Avon, n-are baterie. Am baterie și doar că nu se potrivesc. Și... și acum îl folosesc pe acesta. Sau mă rog, l-am tot folosit. O să-l folosesc când e o chestie mai elegantă tot pe el. Și dar în rest o să-l folosesc pe ăla. Și gata. Nu mai cumpăr nimic. Nimic. Nimic, nimic, nimic. Și lumânările, nu-i așa? 1, 2. Mamă, deci am prins un pic de capac pe ăsta când l-am luat și l-am pus la loc, dar deja se simte cum miroase treaba asta. Miroase a gumă. Ați văzut la... nu știu, e și unul ăsta, un air fresher, ceva pe mașini, avea miros de gumă de asta. Așa miroase asta, Island Papaya, care este cu cocos, papaya și trestie de zahăr. Și miroase foarte, foarte bine treaba asta.
Și treaba cealaltă, ăsta. Sun washed citrus. Și ăsta este ea, cu ce? Cu lămâi, nectar de agave și citron, ceva tot ce-o fi, nu știu. Miroase... Bine și ăsta. Acum vedem cum o să miroase la aprindere. Dar, da, miroase... Miros bine, 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 amândouă. Tu ce faci, dragă, aici? Ai făcut curat unde ți-am zis? Nu. Și atunci ce faci aici? Fac teme. Nu face teme. Tema ta e să faci curat acolo, atât. Hai, pune-i ăsta capacul. Așa. Și treci și faci ce ai de făcut. A făcut aproape toate fișele astăzi, deci în alea acolo. Și dacă nu mă înșel, a făcut și pe aici. A făcut și pe aici, da. Dar ce n-a făcut? Chiar sper să miroasă bine și la aprindere, pentru că la Laundry Day e un pic prea zaharos pentru mine și astea sunt, tot așa sunt un pic spre dulce, spre, adică nu sunt chestii la care m-aș duce inițial, dar mi-a plăcut. Acum vedem ce și cum, dar cum ziceam, să sperăm că, când dar mă bucur că sunt, adică, nu știu, dacă sunteți fan lumânări și vă tot cumpărați și n-ați încercat una de asta, încercați. Ține foarte mult, deci chiar ține foarte mult o lumânare de asta, adică își face banii ăia. Pentru că eu nu venea să dau atâția bani pe una de asta. Și tot l-am tot felul de chestii care, la care nu rezista mirosul. Și banii aia, până la urmă, ăia chiar erau pierduți degeaba, că mă și enervam că nu ținea mirosul și nu... Ăsta... Deci, prima dată când mi-am luat eu flanelul, așa, prima lumânare aia, n-am aprins-o. Am pus-o aici, așa, fără capac. Păi, dar mirosea în casă, adică ce să... Și după aia, după ce am aprins-o, mamă, când am intrat în dormitor după câteva ore și încă mirosea, nu mi-a venit să o cred. Deci eram, oh, ce este asta? Ce este asta? Deci da, dacă dați banii pe lumânări, nu mai dați pe altele, încercați măcar una de asta, așa, de, să vedeți ce și cum vă înțelegeți. Acum, mai ales acum că sunt și la noi. Acum stăteam și mă gândeam, ia, că suntem în septembrie, nu știu ce, cu ce ocazie să zic că a fost asta și luna viitoare, pe, mă rog, mai e aproape o lună, așa, dar nu contează că facem 11 ani, 11 ani de când suntem împreună, deci e o... E un număr, așa că o să-i spun că ăsta a fost cu ocazia aia, gata. Și nu mai trebuie să-mi ia cadou de... Gata. Mă filmez când fac omulețește? 15 ani. O filmez când faci omulețe, știi? Gata, drag, te filmez când faci omuleți. Și totuși trebuie să te întreb, ai terminat făcut curat? Păi am ajutat și eu un pic. Deci se sustrage, n-ai văzut așa ceva. Se sustrage de la treabă ceva. Da, oricum a trebuit să dau cu aspirator eu pe aici, că sunt bucățele de-astea mici, 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 mici. Și să mă uit și eu că am mai lăsat prin forme pe acolo, dar aș fi vrut să ia mai mult. Ăștia s-a cam storcit el așa, dar... Dar da... Dar 17:51 și cum ziceam, unghiile mele au nevoie de... Da. Mai întâi, ce facem mai întâi? Ce fac mai întâi? Ce fac mai întâi? Mă duc să bag la spălat, nu-i așa? Eu zic că să învețe loc desenele cu Luca la televizor, că încă nu am terminat frigul. Eu zic, te rog mai întâi să termin de făcut ordine la tine acolo și după aia poate primești desene. Ce zici? Bine, termin tu. E făcut acolo. Termin eu? Adică eu nu știu, dar nu s-o termin asta. Bine, termin tu. Da.
Colecția lui Eluț s-a mărit, a tot primit, a venit, i-a dus Răzvana, mai lua și taică-s-o și... să aud și boscheței, da. Mie îmi tot vine să... tai din ăsta, pasta mai mare, așa, să tai din ea și să o pun în alt... Între timp am făcut și e acest... E mare cu un dinozaur! Express de la Hogwarts. Îl avem aici. Vreau să-ți spun ceva. Să știi că este mare cât un dinozaur ăsta. Planta e? Da. Da. Nu e chiar așa, dar... Dar da. Dar da. Mami, 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 am făcut pe ăștia doi. Ia uite. Asta ești săraca... Nu, nu-i priește deloc. Da. Da, mami. Hagrid și Ginny. Nu-i priește deloc treaba asta e aici. Sau poate că așa e, nu știu, mă rog, ai o cală. Suntem aproape gata de somn. I-am făcut duș, s-a îmbrăcat în pijama, acum aerosolii și e 10 și 8 minute. Și mă rog, eu n-am apucat să fac și unghiile, dar având în vedere că am băut cafea așa târziu, m-am urcat sigur o să le fac, că nu o să am somn. Nu știu dacă voi știți sau... o parte din voi, poate nu știu, dar pentru mine Stăpânul Inelelor este cel mai bun film făcut vreodată și bineînțeles cărțile sunt și mai bune, dar au scos ăștia de câteva săptămâni, de 2-3, a apărut ieri al 4-lea episod. Deci de vreo 3 săptămâni a început Amazon Prime Inelele Puterii și eu de obicei mă uit la un serial atunci când sunt apărute toate episoadele pentru că nu îmi place să stau să aștept, dar eram curioasă și am zis că eu n-aveam Prime de ăsta și am zis că îmi iau când apar toate, zic o lună de zile, pam, am văzut țean. Dar Răzvan, taica mea, și a venit și a băgat aici și m-am uitat că asta este. Și acum mai am puțin, nu știu, 20 de minute din al 4-lea episod să-l termin. Și bineînțeles, îmi place, mă rog, nu sunt, e altă poveste. Acțiunea e cuprinsă undeva între Silmarillion, nu știu exact cum se numește. Silmarillion, așa, între Silmarillion și Hobbitul și Lord of the Rings. Stăpânilor ale. Deci e acțiunea între. Adică nu există neapărat o carte pentru partea asta. Dar e interesant. Pare că o să fie mișto. Și acum am atât. Și voiam să... Adică o să ne uităm și la House of Dragon sau dacă se numește așa la de pe HBO, dar după ce apare măcar un sezon mă uit.
Am zis să nu vă privez de minunatul meu păr în această dimineață. L-am dat cu spumă un pic ieri când am plecat. Și acum am de trei ori păr. Bine, că o să-l liniștesc, pun puțin apă și îl aranjez. Dar am zis totuși așa să vă prezint cum am trezit. Este 8. Și, mă rog, acum dăm primul tratament lui Luț. Și astăzi, primul lucru pe care l-am făcut a fost mult la meteo când m-am trezit și, wow, astăzi o să fie vânt, nene. Adică, deja e pe la 20 și se vede așa un pic, dar meteo zice că o să bată cu 40 de km pe oră. Și, e mult, adică, ceea ce înseamnă că nu putem să plecăm pe nicăieri astăzi, că ziceam că na, ne mai plimbăm și noi un pic, dar lasă, stăm în casă astăzi și să mă uită să mă duc cu ea la control. Și e ok, adică chiar ok. Acum doarme bine, adică nu se mai simte nici în vorbă, că a văzut cum se aude atunci când ești răcit. Oh, da, și mi-a făcut unghiile seară. Și am o bobiță albă pe ăsta aici, nu știu de ce. Dar da. Iar eu trebuie să mă duc să... Că acum am gutierele. Și de asta vorbesc un pic mai ciudat. Și o să fac și o cafea. Și na, e duminică și cred că astăzi o să ne jucăm. O să citim, o să... De asta. Mai mult ca sigur. Am și eu de editat ceva, poate. S-a făcut 4 și n-am prea făcut nimic. Ne-am uitat la desene, la YouTube. Da. Și am zis că ar fi o idee bună să mă vopsesc. Și eu că... Mă rog, are, nu știu, un centimetru și ceva acolo, 2, mă rog, nu sunt 2. Voiam, deci eu, momentan mi s-a pus pata pe brunețușul vițerușcate, nu am așa ceva, am o culoare asta în casă, decât jumătate din ea mai e. Că jumătate am folosit pe vârful când îl aveam mai lung. Și în asta mai am jumate. Că am folosit-o ca să-mi decolorez la un moment dat părul de pe mâini. Și așa. Și asta este întreagă. Da. Și mă gândeam că o să le amestec pe alea blonde, pe astea două blonde. Și pe lângă alea mai am încă două feluri de vops. Ele astea, un blond nordic și un blond argintiu. Da. Deci, dar alea dacă le pun ulterior, dar acum asta o să fac, o să amestec acest 8.1 de la Avon, care părul meu nu arată așa, da? adică părul meu nu arată așa. Părul meu mi-ar plăcea foarte mult să arate așa. Să sperăm că nu mi cade părul, totuși. Anul 2024 expiră, deci good. Da, le așa punem și vedem totuși ce iese. Gata! Adică cu pensul. Pur și simplu am pus în mână și am frecat până cred eu că s-a dus peste tot. Am dat și pe aici așa un pic, dacă tot să fie, să se deschidă așa. În realitate se vede mult mai roz, deci cum ar fi să ies roz? So, i-am dat și eu jos prosopul din cap și e ceva aici, ca și culoare, adică e ok, nu e, mi-era frică să-mi iasă roz. N-a ieșit nici pe mâine, n-a ieșit roz. Ok. Am și una bucată prinsă aici, care a venit acum. Am editat și eu un clip cât asta cu prosopul cap.
am zis să fac și eu ceva totuși astăzi. Și o să mergem acum să vedem ce mâncăm, după care să le tești pe la de mese, nu? Da. Da, și mâine, mi-aduce aminte, te rog, mâine să sun și eu la dentist. Am observat că am una bucată carie pe aici undeva și să mă duc să o rezolv. Pentru că trebuia să mă duc pentru o altă plombă unde era doar o gaură, nu era carie, undeva între măsele. N-am făcut-o și acum m-a cam durut pe acolo și mă gândesc că s-a făcut carie. Deci, da. Se pare mișto. O idee bună, mami, o să-ți amintesc. Să-mi amintești, iubire, mulțumesc frumos. Așa, pentru că eu sunt cam uitocă. Ce mâncăm în seara asta? Au! Trebuie să-mi stea frumos coroana ca de prințesă. Bine, ca de prințesă. Ce mâncăm în seara asta, te-am întrebat? Trebuie să mă gândesc. Hai, gândește-te că e 6 și 10. Somn. Chiar am nevoie de niște somn. Somn, somn pe ochișori de tot. Somn, pe ochișori. Ce mâncăm? Să mă gândesc. Mi-a cam mult să mă gândesc eu. Observ. Cred că v-ați plictisit să mă tot auziți plângându-mă de faptul că nu n-am dormit. Dar, da, am dormit, doar că nu suficient. Mi-a fost un rău aseară. Doamne, deci ceva... mă așteptam, doar că nu mă așteptam să fie atât de rău. De fiecare dată când mănânc chestii prăjite sau fast food, corpul meu reacționează. Îmi zice, nu este pentru tine, dar eu nu-l ascult, că na, dacă l-aș asculta, nu aș fi în situația în care sunt. Clar. Și aseară am luat pizza, că n-am vrut copilul pizza și mi-am luat și eu pizza, că de ce să iau decât ei? Ca să nu mai zic că ei a venit cu mozzarella, deși am specificat că trebuie fără și am sunat și am mai comandat una pentru ea. Și în ultima perioadă am mâncat mai multă carne, mai mult prăjit, mai... și m-am resimțit per total, adică m-am simțit mult mai grea. Deși nu m-am îngrășat de la ele neapărat. Bine, nici nu am slăbit. Pe 1 septembrie aveam 101,9 și acum când tare dimineața am 101,8. Deci nu e... Cum ziceam, nu m-am îngrășat de la toate chestiile astea pe care le-am mâncat, dar mă simțeam grea. Pentru că știam că, nu știu, sunt chestii nasoale pentru corp și aveam o senzație ciudată și simțeam că de la aia e. Dar, pe lângă chestia asta... Mami, ia uite, am terminat. Bine, pune și tu în chiuvetă. Mulțumesc. Mama, mai sunt doar două răboșice. Și... ideea este că de fiecare dată când eu mănânc chestii de-astea, mă stric la stomac și la burtă. Și da, mi-era un pic dificil să vorbesc despre chestia asta, dar până la urmă eu spun că toată lumea trece prin, sau mă rog, poate nu chiar toată lumea, dar e ceva normal. Și eu iau, nu iau pastile, dar iau, înghit câteva boabe de orez cu puțină apă și îmi trece. Asta s-a întâmplat și aseară, doar că până am ajuns să fac chestia asta, am plâns. Adică chiar am plâns aseară, pentru că aveam niște crampe și frisoane și, Doamne, deci mi s-a mai întâmplat în cursul vieții lucruri de genul, doar că răruț. Și ăla, mă rog, dormea și eu tot ieșeam și
mă întorceam și până la urmă am rămas în living până m-am simțit mai bine. Eu nu am văzut așa ceva. Păi tu dormeai, iubire, da. Și... deci... da. După ce am luat orezul, deci am, nu știu cât să zic, jumătate linguriță, adică așa am băut cu jumătate bar de apă și m-am calmat după aia, dar a fost și am zis că ar trebui să fac și eu un pic lucrurile mai conștient și să, cum na, dacă mai zic că m-am și cântărit și să bag un pic de detox, o țin mai mult pe legume, pe mai puțin pe chestii prăjite. Că am dat-o pe cartofi prăjiți, pe... adică eu înainte făceam cartofi la cuptor și era ok, dar nu am făcut cartofi prăjiți în ultima perioadă. De ce? Nu știu sincer. Dar da, mă rog, pe cauza că aveți luți și pentru că sunt buni și... na. Dar nu mai... acum sunt așa, am jumătate de pizza, că n-am mâncat tot aseară, bineînțeles, nu mănânc cu pizza. Eu am mâncat toată pizza de-a el. Da, el a mâncat-o pe toată, era foame. Deci am venit pizza, venit pizza, până la urmă a venit și chiar am mâncat-o, dar eu n-am putut să mănânc, am mâncat o jumătate. Și acum am jumătate frigider și e bună. Și sunt, ce fac, nu vine să mă arunc, să mănânc, dacă iar mi-e rău, adică... bine, dar am zis că până la urmă o să mănânc și dacă e, îmi simt ceva nașpa, bag repede orez să-mi treacă. Mami, da, mami. Mami, vreau să-ți spun un secret pe tot, tati. Să știi că, uite, dacă mai dânci pizza, uită și ți-e rău, să te duci repede la toaletă, la toaleta... la toaleta mea, nu știu, să scui pe acolo. Mulțumesc. Un secret. Da, e instrucțiuni de când ți-e rău. Că așa să fac, da. Da. Ok, acum este 9. Aolo, un prieten, că am pus ăla și s-a încărcat, și, dar nu l-am pus și pe... și eu am editat clipul cu mese pe care trebuia să-l editez aseară, dar cineva s-a jucat remi aseară. Cineva, adică eu, da. Am remi Rumi 45, cred că se numește. N-am avut ce face, mi-am pus și un joc pe telefon. Băi, și mă joc. Deci chiar mă joc. Și... pe lângă partidele, dacă nu sunteți familiar cu jocul, pe lângă partidele astea normale, așa, sunt niște turnee care dai puncte acolo să intri și duminică seara la ora 8 este turneul turneelor, care dacă la celelalte cel mai scump e de 3.000, de 5.000, de 10.000 și de 20.000 de puncte sunt turneele astea, mă rog, și câștigi tot punct. Dar ăsta de duminică de la 8, intrarea costă 100.000 de puncte și aveam și eu 500.000 și am zis, ia să fac și un de ăsta să vedem cum e. Și am ieșit pe locul 3. Am câștigat vreo 2 milioane de puncte și am zis, băi, ia de acum încolo îl fac decât pe ăsta de duminică seara, dar poate meditez clipul înainte. Vreau să mai spun ceva. Hai, mami, spune. Să știi că mi-au făcut... să știi că mi-am făcut o prietenă la grădii. Când ți-ai făcut o prietenă la grădii? Acum 2 săptămâni? Nu știu, când nu am mai fost bolnavă, mi-am făcut o prietenă la grădii. Și, mă bucur. Și m-am jucat cu ea de-a Țara Umbrelor. Și i-am spus că joacă cu Țara Umbrelor, să joacă... că trebuie să mergi doar pe umbră, că și noi ne plimbam, mergeam pe umbră, nu trebuia să mergem pe cioare, că cioarele era apa, unde erau crocodil și te mușcau. Trebuia să mergem doar pe umbră, fiindcă umbra e pământul. În caz că sunteți interesați, așa să joacă, dacă vreți să vă jucați și voi. Vorbește pe noi?
acum și trebuie să mergem să facem o curățare și să mergem să facem și aerosolii. Doar că eu i-am pus la masă acolo apa cu picăturile, doar că ea n-a băut-o, a mâncat și ea n-a băut-o și trebuia să o înainte de masă, de asta am trimis-o acum. Și mai stăm un pic ca să mă duc să-i curăț nasul, da. Și să sperăm că e ok, că astăzi la ora 1 mergem la control. Și eu mâine vreau să duc la grădiniță, mâine și pe mine. Două zile. După aia facem pauză. Foarte bine, îmi place două zile, că după aceea două zile cred că vom pleca în vacanță. Așa ar trebui, ce crezi? Dar plouă. Da, Dragoș ar trebui să fie în concediu astăzi, dar a trebuit să modifice ceva, că aveau nevoie de el la muncă și e la muncă acum. Dar, sincer să fiu, adică el are concediu, dar ce să vacanță, ce să, că e așa urât și să mergem undeva pe la munte, două zile, ceva, adică nu... Poate-ți mai spun ceva, când... Și a întrebat cineva la clipul ăsta, l-am pus eu aseară cu cărțile, ce citesc eu lui ăla. Deci, noi citim aceste lucruri, câte o chestie de asta pe seară. Astea sunt din calendarul ăla avent de la Crăciunul trecut, de la Litera. Și asta citim. Povești de Crăciun, citim în tot restul. Vreau să-ți mai spun. Și sau din alea cu alea Disney, colecția Daur. Cam asta este ce. Eu vreau să încep să-i citesc. Una mai mare, cu continuare, citim un pic în seara asta, un pic în seara altă, așa, dar încă n-am făcut-o. Vreau să-ți mai spun și eu ceva. Cândva, când trebuia să dorm, acum îți vine să caști. Exact. Că am spus dorm. Nu este de asta, este pur și simplu, deci, eu, dacă e să citesc orice altceva, n-am nicio treabă. Dar orice poveste încep să-i citesc ei, casc. Și acum am pus mâna pe palo căscată, deci... Oh, mami, eu credeam că... Și cum să zic eu, casc des și mă opresc în general, rog pe Dragoș să-i citească, că el nu are problema aceasta. Seara sau mama când e pe aici, pentru că eu trebuie să mă opresc de nu știu câte ori ca să pot să casc, adică, da, și îmi dau și lacrimile, adică atâta casc și nu mai văd bine să citesc, deci e... Vreau să mai spun ceva, să știi că odată eu am dormit când trebuia să mă trezesc să vină ziua de azi, că și mami mi-a citit povestea cu Bambi. Stai să vedem. Adică aseară. Deci toată explicația era pentru aseară. Da. Povestea cu Bambi este foarte, foarte drăguță. God. Da. Poți să pleci cu, pleacă cu cicaia de acolo, că uite ce-mi face. Hai, du-o la loc. Aoleu. Da. Deci nici nu mai știu ce voiam să zic, ce... Pa. Cărticica. Da, nu mai știu, deci nu mai știu, mă pierd. Culoarea mea la păr este mult mai deschisă decât era înainte, adică îmi place cum este și cred că o să combin de acum încolo, bine, o să le combin pe celelalte cu să mai iau un saios de ăla. Și să pun și în ea îmbrățișare, da. Și da, și momentan atât. Acum o să mergem să fac mă rog, ela să curăț nasul, după aia să facem aerosolii. Astăzi este ultima zi. Cum ziceam, mergem la doctor, trebuie să ud și eu plantele. O aș vrea să editez și clipul ăsta. Așa. Și să-i fac și niște, să-i împletesc un pic părul, așa. Mă dau să mă joc. Du-te să te piepți, te rog.
Și cam asta o să fie ziua noastră. Și să vă zic acum, pentru că o să închei acest clip, pentru că mai mult ca sigur este lung. Și da, știți că da, vorbesc mult. Da? Dar, wow, suntem în 19 astăzi și mai e un pic și vine Vlogtober. Ar trebui să-mi iau un pic de pauză înainte de Vlogtober ca să am energie. Da, vai. Dar, da, vă mulțumim pentru vizionare, vă dorim o zi minunată și ne vedem data viitoare.